Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino să lăjduiește-te întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cease pe ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că Tu Tine-a nădăjduit, nu Te menea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Veniți toate Evanghelie.
pe văzătorul tainelor cerești, pe vasul cel prea curat al fecioriei, care la cina cea de taină, pe pieptul lui Iisus s-a rezemat și din izvorul înțelepciunii celui fără de margini s-a adăpat. Să lăudăm toți cei iubitori de Hristos și cu dorire așa să-i strigăm: bucură-te, Cel ce grija lumii ai lepădat! Bucură-te, Cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat! Bucură-te, Cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat! Bucură-te, Cel ce mreaja cuvântului spre popoare o ai mânat! Bucură-te că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit! Bucură-te că feciorelnica ta viață o ai cinstit! Bucură-te că pentru neprihănita ta viață de cuvântul vieții ai fost iubit! Bucură-te, stâlp al bisericii cel prea luminos! Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos! Bucură-te că toate minunile cele prea mari Hristos ți le-a arătat! Bucură-te că tainele cele prea înalte ție ți le-a încredințat! Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite! Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite! În muntele Taborului ai văzut slava lui Hristos, pe cât este cu putință omului a o vedea, și din tainica descoperire, înțelegând că El este stăpânul vieții și al morții, din inimă i-ai cânta Lui cântare de laudă, aleluia! Ca un prieten prea cinstit al lui Hristos, pururea lângă El te afli și pururea pe El din inimă îl iubești, pentru care și noi te lăudăm și zicem: bucură-te că la învierea fiicei lui Iair tu de Domnul ai fost chemat! Bucură-te că la răstignirea Domnului tu lângă crucea lui ai stat! Bucură-te că la înfricoșatele taine ale patimilor lui Hristos tu cu inima ai pătimit! Bucură-te că patimile Domnului și stăpânului vieții cu inima plină de durere le-ai privit! Bucură-te că pe Domnul până la moarte l-ai urmat! Bucură-te că Domnul pe cruce cu tine a vorbit! Bucură-te că pe tine Fiul al Maicii Lui te-a numit! Bucură-te că pe Sfânta Sa Maică Domnul ție ți-a încredințat! Bucură-te că tu spre pază și îngrijire pe prea Sfânta Sa Maică o ai luat! Bucură-te că la prea cinstita ei adormire multe evlavie ai slujit! Bucură-te că stâlparea cea adusă ei de Arhanghelul Gabriel ai purtat-o înaintea sicriului celei preasfinte!
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite, bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. După adormirea preasfinte născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, împreună cu ucenicul tău Prohor, în Asia ai plecat și acolo cuvântul Domnului ai propovăduit și pe toți care au crezut i-ai învățat să cânte lui Dumnezeu Aliluia, Aliluia. Văzând mai înainte cu ochii cei de gând ispitele și primejdile ce te așteaptă în calea propovăduirii Evangheliei, prin credință fierbinte și prin dragoste de Dumnezeu, asupra întristării și mânghirii care te împiedica, de la alegerea ta ai îndrăznit, pentru care te fericim și zice: bucură-te că în Asia cuvântul Domnului ai predicat, bucură-te că pentru mărturisirea adevărului multe primești ai răbdat, bucură-te că împreună cu ucenicul tău Prohor în Efesul Asiei ai intrat, bucură-te că acolo pe Romana toată casa ei o ai botezat. Bucură-te că pe Dominos puterea lui Hristos l-ai înviat. Bucură-te că pe Dioscorit tatălui Dominos la viață l-ai întors. Bucură-te că prin aceste minuni pe mulți i-ai întors la Hristos. Bucură-te că și alte 300 de morți ai înviat. Bucură-te că pe cel slăbănoc de 12 ani l-ai făcut sănătos. Bucură-te că prin alte rugăciuni capiște Artemidei o ai dărâmat. Bucură-te că la căderea capiștei niciun om nu s-a vătămat. Bucură-te că din porunca împăratului Domitian la Roma ai fost dus legat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împărat pe tine nu te-a spăimântat, ci cu mare bucurie primind legăturile pentru Domnul, din inimă lăudai pe El, cântându-i Aliluia, Aliluia. Legatul te-au pe tine ostași și cei tineri cu lanțuri și cu cătușe, ducându-te la corabie, sub paza lor spre Roma, de unde ai plecat și pronia dulcelui tău Iisus, cu blândețe și cu liniște te-ai supus, pentru care noi te lăudăm zicând:
Bucură-te că Tu, prin legăturile celor tirani, Stăpânului Tău Hristos, Te-ai asemănat. Bucură-te că Iisus, pentru a noastră mântuire, de cei fără de lege a fost prins și legat. Bucură-te că față de ostași și cei păgâni și de tirani cu multă dragoste Te-ai purtat. Bucură-te că furtuna mării ce era să fie mai înainte o ai arătat. Bucură-te că în acea călătorie pe toți din corabie cu minunile Tale i-ai înspăimântat. Bucură-te că în a Ta inimă pururea pe Hristos îl aveai. Bucură-te că-și cu a Lui putere minuni mari și preaslăvite săvârșai. Bucură-te că icoana vieții Lui Hristos în Tine foarte s-a închipuit. Bucură-te că Tu din toată inima pe El l-ai iubit. Bucură-te că în calea suferințelor cu mare dorire l-ai urmat. Bucură-te că dorind dragostea Lui spre chinuri cu bucurie ai călătorit. Bucură-te că pe Tine, iubitul Său ucenic, puterea Domnului pururea Te-a sprijinit. Bucură-te, iubitorule de Feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite, bucură-te, iubitorule de Feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Potolit ai cuvântătorule de Dumnezeu, furtuna cea înfricoșată a mării, cu sfintele Tale rugăciuni și această minune văzându-o, toți cei de pe corabie foarte s-au spăimântat, cunoscând puterea adevărului, a Lui Dumnezeu ce era întru Tine și pe toți ai îndemnat să-i cânte Lui Aliluia. Aliluia. În nostru Vopanos, din porunca împăratului păgân Domitian, ai fost izgonit, căci acolo, prin pronia Lui Dumnezeu cea bună, spre folosul multora ai venit, pentru care și noi cu evlavie Te lăudăm pe Tine cântând așa. Bucură-te că de ostași și cei tirani cu lanțuri ai fost legat. Bucură-te că sub paza ostașilor spre Patmos împreună cu cenicul Tău Prohor ai călătorit. Bucură-te că din această călătorie pe tânărul cel necat cu rugăciunea Tu l-ai înviat. Bucură-te că-și cu această minune pe toți i-ai uimit și i-ai înspăimântat. Bucură-te că și furtuna mării cu rugăciunea Ta o ai liniștit. Bucură-te că pe ostașul cel bolnav Tu l-ai tămăduit. Bucură-te că și apa mării cu rugăciunea Ta o ai îndulcit. Bucură-te că pe cel ce murea de sete în corabie de moarte l-ai izbăvit. Bucură-te că Evanghelia Lui Hristos în ostrovul Patmos o ai propovăduit. Bucură-te că pe Miron și toți ai casei Lui i-ai încreștinat. Bucură-te că și capeștea Lui Apelie cuvântul la pământ o ai răsturnat.
Bucură-te că puterea drăcească a lui Chinos, vrăjitorul neputincioasă, o ai arătat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. La chemarea antipatului, pe femeia lui care foarte se chinuia naște, numai cu trecerea pragului lor, o ai ușurat. Și această minune, văzând-o antipatul, casa lui în Hristos a crezut și a dat slavă lui Dumnezeu cântând Aliluia, Aliluia. De când în acest loc, timp de 3 ani și ducându-te din cetate în cetate, în ale cărui locuitori erau foarte întunecați cu slujirea la idoli, foarte te-ai ostenit pentru propovăduirea cuvântului spre a lor minunare și astfel ai adus mare mulțime la Hristos. Drept aceea, cu dorire te lăudăm și zicem ție așa, bucură-te că pe locuitorii cetății acelea cu cuvântul adevărului ai luminat, bucură-te că pe tinerii legați spre jertfa diavolului de moarte i-ai scăpat, bucură-te că pe diavolul în chip de lup legându-l l-ai întrebat. Bucură-te că prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat. Bucură-te că pe jertfitorului Die l-ai înviat. Bucură-te că idolului Dionis capiște de rugăciunea o ai dărâmat. Bucură-te că pe Nuchian vrăjitorul cu rugăciunea l-ai biruit. Bucură-te că mâna antipatului o ai uscat. Bucură-te că prin uscarea mâinii antipatul a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Bucură-te că și pe Prochiana, care crezând în Hristos s-a botezat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Înainte de întoarcerea ta la Efes, ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Iisus Hristos și înfricoșătoarele vedenii ale Apocalipsei, iar mulțimea credincioșilor de acolo au păstrat cele scrise spre a lor luminare și mântuire, ca și pe cuvintele lui Hristos și pentru bogăția dogmelor celor din ele au dat slavă lui Dumnezeu cântând Aliluia. Începutul Evangheliei tale, începutul dogmelor celor preanalte, Bisericii lui Hristos au rămas, căci tu pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai mărturisit, că s-a întrupat și între oameni a locuit, minunându-ne dar după cuvință de înălțimea duhovnicească a înțelepciunii te lăudăm pe tine, zicând așa, bucură-te că tu pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai mărturisit că este Dumnezeu adevărat.
bucură-te că ai mărturisit că-și cuvântul a fost la Dumnezeu dintr-un început. Bucură-te că tu ai arătat că nimic din cele făcute fără El nu s-au făcut. Bucură-te că taina întrupării cuvântului mai presus de toate tainele se arată a fi. Bucură-te că într-adevăr taina întrupării cuvântului pe toate tainele le covârșește. Bucură-te că tu cu mintea mai presus de teologia catafatică te-ai suit. Bucură-te că pe cele neînțelese de-a ta minte, prin minune și spaimă le-ai cinstit. Bucură-te că tu în chip apofatic taina întrupării cuvântului lumii o ai propovăduit. Bucură-te că taina numenirii cuvântului nimeni dintre oameni nu a tâlcuit. Bucură-te că taina economiei lui Dumnezeu pururea rămâne taină. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Prea luminată ai arătat în a ta învățătură că legea și prorocii în porunca iubirii de Dumnezeu și a iubirii de aproapele sălășluiește, deci ca pe un apostol al dragostei creștine, toată biserica te laudă și lui Dumnezeu îi cântă cântarea Aliluia, Aliluia. Zis ai dumnezeiescule apostol al lui Hristos că Dumnezeu dragoste este și că cel ce petrece într-o dragoste, într-o Dumnezeu petrece și Dumnezeu petrece într-o El. Pentru aceasta arătându-ne nouă cele mai înalte ale legii darului, după cuvință zicem către tine cântând așa. Bucură-te că pe Dumnezeu tu iubire l-ai numit, bucură-te că tu ne-ai învățat pe noi să-L iubim pe Dumnezeu care mai înainte ne-a iubit. Bucură-te că de la tine dragostea lui Dumnezeu am cunoscut-o, bucură-te că tu ai zis ceea ce are dragoste de la Dumnezeu este născut. Bucură-te că tu ne-ai arătat cele spuse de dânsul, că cel ce urăște pe fratele său ucigaș este. Bucură-te că învățătura ta la iubire ne îndeamnă și de ură ne ferește. Bucură-te că tu dragostea lui Dumnezeu în lume o ai arătat. Bucură-te că dragostea de aproapele de la tine o am învățat. Bucură-te că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit. Bucură-te că după a ta mărturisire Dumnezeu din dragoste pentru lume pe Fiul Său în lume l-a trimis. Bucură-te că după a ta mărturisire din dragostea sa pentru noi moarte a suferit. Bucură-te că pe tine după dreptate biserica lui Hristos apostol al iubirii te-a numit.
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite, bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Iubitorule de feciorie și de Dumnezeu, iubite apostole și evanghelistule Ioane, ție Domnul mari și înfricoșătoare taine ți-a descoperit, fiindcă tu, viață fără prihană, ai petrecut și pe El din toată inima ta, l-ai iubit și din inimă lui ai cântat, aleluia, aleluia. Mintea ta cea curată într-o uimire, făcându-se de Duhul Sfânt într-o zi de duminică, răpindu-se la cele de sus, de la ta lucrare, s-a suit la Alfa și Omega, taina cea prea mare ți s-a descoperit, pe care noi le cinstim și credem către tine zicând așa. Bucură-te că la ostrovul Panos pe Domnul Iisus între șapte sfeșnice l-ai văzut. Bucură-te că de la El mari descoperiri ai avut. Bucură-te că de la El poruncă de a scrie ai primit. Bucură-te că scriind celor șapte biserici porunca Domnului ai împlinit. Bucură-te că slava tronului lui Hristos ți s-a descoperit. Bucură-te că în duh pe cei 24 de bătrâni ai privit. Bucură-te că tu ai văzut și cartea cea cu șapte peceți. Bucură-te că ai primit la deschiderea acelei cărți. Bucură-te că taina celor șapte peceți ție ți s-a descoperit. Bucură-te că numărul celor feciorelnici, în chip simbolic, ție, iubitorule de feciorie, ți s-a arătat. Bucură-te că șapte îngeri și șapte trâmbițe înaintea lui Dumnezeu ai văzut. Bucură-te că la trâmbițarea primilor îngeri foc și sânge pe pământ a căzut. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite. Dumnezeu cel prea sfânt și prea curat, întru tine vasule ales al fecioriei, a turnat din Duhul Sfânt și de descoperirea tainelor celor prea înalte, pe tine te-a învrenicit, pentru care noi te lăudăm și îi cântăm lui, aleluia, aleluia. Făcut-o te-ai biserică prea aleasă lui Dumnezeu, prin viața ta cea nevinovată și neprihănită, căci cu taină măsurarea bisericii și altarului lui Dumnezeu ție ți s-a încredințat, primește-te, rugăm, de la noi smeriții aceste cântări. Bucură-te că biserica și altarul cel din cer, în descoperire le-ai măsurat. Bucură-te că-și curtea bisericii, preintarea neamurilor o ai luat. Bucură-te că prigoana bisericii de către Antichrist tu ai văzut.
văzut. Bucură-te că pe fiara cea cu 7 capete și 10 coarne lumii o ai descoperit. Bucură-te că vremea stăpânirii fiarei de tine nu s-a tăinuit. Bucură-te că și numele fiarei cu taina bisericii l-ai descoperit. Bucură-te că pe fiara cu coarne de miel o ai văzut luminat. Bucură-te că și secerișul cel de-apoi ție Domnul ți l-a arătat. Bucură-te că și teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu ți s-a descoperit. Bucură-te că pe cei 7 îngeri cu cele 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu lumii le-ai vestit. Bucură-te că taina Babilonului celui mare ție ți s-a arătat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Bucuria și veselia cea mare anunții mielului lui Dumnezeu ție de la Duhul Sfânt ți s-a descoperit. Și cântarea cea de biruință asupra fiarei de la puterile cerești tu o ai auzit, care cu glasuri de tunet cântau slavă lui Hristos Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Tu, cenicul cel iubit al lui Hristos, graiule dumnezeieștilor Scripturi, prin faptele ai cinstit, de aceea și Dumnezeu ataminte de vedenia tainelor cerești o a învrednicit și cu înțelegere prea adâncă o a strălucit. Pentru noi cei neputincioși, la înțelegerea celor bune, te rugăm așa și te lăudăm. Bucură-te că ataminte de Duhul Sfânt s-a luminat. Bucură-te că în a ta vedenie pe balaur l-ai văzut legat. Bucură-te că judecata de-apoi în vedenie ai văzut-o luminat. Bucură-te că în a ta vedenie ai văzut Ierusalimul cel de sus, veșnicule moștenitor al lui. Bucură-te că tu pe mireasa mielului biserica ai văzut-o împodobită. Bucură-te că pe cetatea ta cu 12 temelii și 12 porți o ai arătat că este prea strălucită. Bucură-te că 12 mărgăritare în loc de uși cetatea avea. Bucură-te că uștile ei, cele de mărgăritare, prea frumos străluceau. Bucură-te că una din acele uși pe tine taină te închipuia. Bucură-te că și temeliile cetății cele de piatră scumpă tu le-ai văzut. Bucură-te că una din cele 12 temelii ale cetății acelea Domnul pe tine te-a făcut. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu
ai sfinte apostole, Ioane, de Dumnezeu iubite, râu cel curat și limpede ca și cristalul al apei vieții de la tronul lui Dumnezeu și al mielului izvorând, pentru care și noi nevrednicii cinstim cele de taină arătate ție, cântând lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia! Cu adevărat, Hristos, pomul vieții și al veșniciei și al nemuririi este, căci prin El a luat ființă neamul omenesc, cel mor de mult, prin călcarea poruncilor pe care toate popoarele pământului îl slăvesc, iar pe tine, ucenicului cel iubit, te fericesc cântând așa. Bucură-te că tu și unul din roadele cele tainice ale pomului vieții ai fost. Bucură-te că tu, pom al vieții, cu 12 roade l-ai văzut pe Hristos. Bucură-te că și tu, pom al vieții, după împărtășirea darului te-ai făcut. Bucură-te că prin a ta propovăduire mulți în Hristos au crezut. Bucură-te că prin a ta propovăduire mulți cuvântul vieții l-au auzit. Bucură-te că prin a ta propovăduire a Evangheliei pe mulți cu pâinea vieții ai hrănit. Bucură-te că prin propovăduirea cuvântului cu apa vieții pe mulți ai adăpat. Bucură-te că prin cunoștința lui Hristos pomul vieții, neamurile de rana morții s-au tămăduit. Bucură-te că tu din tulpina pomului vieții ai răsărit. Bucură-te că tulpina pomului vieții pe tine te-a hrănit. Bucură-te că darul lui Hristos pomul vieții a dus în tine rod însuțit. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite. O dumnezeiescule, Sfânt apostol și evanghelist al lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte mult ai fost iubit și de vederea tainelor cerești cele preanalte, de la El te-ai învrednicit. Cu sfintele tale rugăciuni ajută-ne și pe noi, ca în ziua cea mare a judecății să luăm milă iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, care este Alfa și Omega și căreia îi cântăm aleluia, 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 aleluia. O Dumnezeiescule, Sfânt Apostol și evanghelista lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte mult ai fost iubit și de vederea tainelor celor preanalte, de la El te-ai învrednicit. Cu sfintele tale rugăciuni ajută-ne și pe noi, ca în ziua judecății să află milă și iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, care este Alfa și Omega, care îi cântăm așa, aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia. O Dumnezeiescule, apostol și sfinte evanghelistule al lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte mult ai fost iubit și de vederea tainelor celor preanalte, de la Hristos te-ai învrednicit cu sfintele tale rugăciuni. Ajută-ne ca în ziua cea mare a judecății să aflăm milă și iertare de păcate. De la Domnul nostru Iisus Hristos, care este Alfa și Omega, și care îi cântăm cântare, aleluia, 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 aleluia. Cu credință și cu dragoste și cu evlavie din inimă venim către tine, Sfinte Apostole și Evanghelistule Ioane, de Dumnezeu Cuvântătorule și Prietenul cel prea iubit și de aproape lui Hristos, și cu toată umilința te rugăm să ne ajuți pe noi nevrednicii cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, spre a trece cu liniște și cu alinare toate valurile tulburi ale veacului celui de acum, și spre a nu cădea noi în lanțurile și cursele cele prea meșteșugite ale viclenilor, diavol și oameni. Pe tine, vulturile cel prea înalt și zburător al teologiei, te rugăm să mijlocești pentru noi către prea milostivul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prea curata sa Maică, ca să ne lumineze cu har mințile noastre spre a primi înțelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu, spre a cunoaște dogmele dreptei credințe și minunile cele din legea sa, spre a lucra și noi după putere cele ce vom înțelege. Pe tine, ucenicul cel prea iubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproapele, te rugăm să ne ajuți cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca și noi cu darul lui Dumnezeu să ajungem a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, cu toată virtutea și cu toată puterea noastră, iar pe aproapele ca pe noi înșine. Pe tine, vasul cel prea curat al Fecioriei, te pune mijlocitor către prea bunul Dumnezeu și prin mila și ajutorul său să ne izbăvească de războaiele cele iuți ale mâniei și ale poftei trupești și precum și de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc ca niște nori a întunericului, în adânc risipindu-se mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor. Către tine, prea fericite și sfinte ucenici și apostoli al lui Iisus Hristos, care de către Domnul nostru, Fiul al Preacuratei și Preasfintei sale Maici ai fost numit, căreia până la ducerea ei din această lume i-ai slujit, cădem cu toată umilința și cu zdrobirea inimii noastre, ca împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care este Maica Domnului nostru, Maica ta și Maica noastră tuturor celor ce am crezut în Hristos, te rugăm să mijlocești către prea dulcele nostru Mântuitor, ca prin multa sa milă și îndurare să nu ne lase pe noi în toate zilele vieții noastre să cădem în ispite, nici în ceasul sfârșitului nostru, ci să ne acopere, să ne ajute și să ne mântuiască. Și atunci, acum și când vom sta înaintea judecății Lui. În vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.